cu buzunarul doldora de bani luați de la mitică pentru facultate, Vlad se grăbește zâmbitor la o întâlnire. Ce da, zici? Uite-l ce fericit! Barosane, barosane! Ce repede a ajuns când îl arde pipota, ia uite-l, bam, bam, zici că e ninja ai venit, în cât, în două ore? Dar ce bine ești și tu, dar ce prezență avem! Păi, na, trebuie să-mi fac și o treabă. Hai acum, că nu e lume să deci bagă bani. Uite, vezi că am pus-o în asta așa ca să nu... Bă, sigur ai pus ce trebuie aici? Da, stai mă liniștit. Iar îmi dai îndoită. Știi tu care e îndoită, ai luat de la altcineva. Stai liniștit că nu sunt chiar așa cum crezi tu. Știu eu ce e. Cum ești? Ești bine? Ai furat banii lui tatăl? Mă, nu-i treaba ta de unde am luat eu banii, hai, nu mai o dar... Ai și tu dreptate acum, da, mă, te mai întreb dar și fac și o conversație cu tine, ce vrei? Place să pui întrebări când știi răspunsul, eu știu. Da, mă. Ai ce vrei, mă? Băi. Dar nu mă făceam antreprenor degeaba, ha? Ce faci, mă? Când am văzut-o pe Emma, să intru în pământ. Eu știam că e o răsfățată și că e plină de tupeu. Dar nu așa. I-am dat ultimatum, într-adevăr. Să aleagă între mine și între mizerile alea. Și am văzut ce a ales. Ce mi-ai promis tu mie? Ce ți-am promis? Ce e cu anturajul ăsta? Bună, cum adică ce mi-ai promis tu? Mi-ai uitat acum dintr-o dată, nu te mai băga într-o frumos, că tu l-ai stricat. Tu îl bași cu mizerile astea. Uite, mereu. Mine, mă, ce... Și nu te mai uita așa. Să auzi, vorbește cu mine dacă tu ai venit. Nu țin cu el, dar ce treabă ai? Atunci lasă mizerile astea, le lași aici și mergi. Băi, dar nu-i treaba ta. E ultima oară. Cum adică nu-i treaba ta ce fac eu? Dar ce ți-am promis nu-i treaba ta? Păi, da, normal. Ai venit după mine, m-ai urmărit. Băi, termină-te, ea nu te mai băga tu în seamă cu el. De ce te bagi în seamă cu el? Ce îți place de el? Ce mi-ai promis tu mie? Îți place de el, de ce te bagi în seamă? Ce treabă are el? De ce te bagi în seamă cu el? Dar cu tine vorbesc acum, băi. Vezi? Doar cu mine, uite-te la mine. Ți-am zis să lași porcările, ți-am zis de atâtea ori, eu nu mai pot. Dar ce treabă ai tu, ce problemă faci? Hai, mă, termină. Ce mă faci, mă, nu vezi că deja țipă la mine, că nu a țipat niciodată la mine până să te întâlnească pe tine. Numai de la anturajul ăsta prost. Păi, dacă vii ca tata să-l iei la rost. De ce mă urmărești? Și ce vrei acum? Să-l iau în brațe, că umblă cu tine. Băi, are femeile. Băi, taci-mă și tu, lasă-mă să vorbesc cu ea dacă tot a venit. Băi, ești papagal. Păi, lasă-mă să vorbesc cu ea. Ce mai poți să mai vorbești acum? De ce mă urmărești pe stradă? De ce vii după mine pe stradă? Vrei să stau acasă și te aștept și să te văd cum vii leșinat tot și supărat. Azi țipi, mâine ești calm. Eu ce să mai înțeleg? Dacă nu o pune la punct, nu-l văd bine. Îmi dă ultimatumul așa de față cu toată lumea. Dar cine se crede ea? Nici măcar mama nu face așa ceva. Dar aș fi fost în locul lui, păi închideam, cred că, în 30 de secunde gura. Dar nu se ajungea acolo. Zi, din cauza la porcările astea și știi și tu foarte bine le lași, ori nu? Da, bine, știi că e am ultima. Fost stresat. Nu mai pot. Am fost stresat cu meu, știi că țin la tine. Haide-mă, puiule. Haide-mă, băi. Nu mai țip la mine. Păi am țipat că m-am enervat, dar n-am țipat din cauza lui, am țipat că sunt nervos, mă doare capul, știi foarte bine că am păcat multe. Hai, ia uite, băi, ești papă la ce, mă? Băi, lasă-mă. Tot. Tu nu o vezi, mă, cum okay cu el. Acasă și vorbim mult mai trebuie. Băi, dacă eram în cred că îi dădeam o formă de zbomurteam în loc. Păi așa vorbește, bă, femeile cu tine, bă. Nu te mai băga că mă enervezi. Gata. Să mor eu, credeam că ești altfel, mă. Gata, am zis. Pă bune acum. Ori ești bărbat, ori nu, bă, ce ești, mă, femeie? Mă duc acasă și este ultima dată, nu mă mai cauți, nu mă mai sun, îți dau plăcut peste tot. Bă, tu mă iei la mine. E clar că situația a scăpat de sub control, a nebunit cu totul, anturajul îl manipulează, eu nu mai am ce să mai fac de aici. Emma a fost foarte răbdătoare pentru că îl iubește pe Vlad, dar cu un asemenea comportament, e clar că el e o cauză pierdută și că oricâte șanse ar primi, nimic nu se va schimba. Stai, Emma, Emma! Ce vrei? Nu faci. Ce vrei? Haide, 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 haide să vorbim. Hai să ți-am vorbim. Zis să mă lași în pace. Haide să vorbim amândoi, haide. Ți-am zis să mă lași în pace. Zi ce vrei. Ia zi. De ce faci în halul ăsta? Da, de ce faci în halul ăsta? De ce mă faci de râs? De ce ai venit după mine în partea asta? Nu puteam să vorbim acasă? Nu. Nu puteam să vorbim acasă, nu? Nu, pentru că am vorbit de atâtea ori frumos cu tine. Ți-am spus de atâtea ori, le lași. Le lași sau te las eu pe tine? Ce ai făcut acum? Tocmai ai ales. Eu am încercat să-l fac să se schimbe, să fim din nou bine, cum am fost noi înainte. Dar n-am ce să fac. Cu substanțele astea a luat razna. Ce fac eu? E treaba mea. Este viața mea și o coordonez așa cum vreau eu. Tocmai am ales. Da, ai ales și bă, tu ai ceva tupeu, ție nu ți-e rușine așa un pic? Cine te-a învățat, mă, să vorbești așa? Bă, ție nu ți-e rușine? Nu realizezi că nu mai ești aceeași persoană? Ție nu ți-e rușine, mă? Nu vezi că nu mai, ai fost nu mai distingi nimic? Ai fost cu ăla din club și acum te-ai găsit asta ca scuză să-mi dai ultimatumul? Crezi că nu știu, mă, că ai fost cu barmanul, mă? Nu este... Crezi că nu știu că ai fost în club cu alea și v-ați dus cu barmanul? Ai înnebunit, nu mai distingi realitatea, tu crezi pe ăla. Da, mă, îl cred că știu. Băi, știu foarte bine ce se întâmplă acolo. Vezi că cunosc toată lumea pe acolo. Nu este nimic și știu adevărat. Foarte bine și ce faci. Și inventezi doar ca să dai vina pe mine pentru ceea ce faci tu acum. Ți-am zis de o grămadă de timp. Eu știu foarte bine ce faci tu când te duci în centru cu fetele, da?
Știu foarte bine ce faci tu pe acolo. Ai găsit acum un motiv, nu? Da, am găsit acum un motiv. Nu suport să fiu umilit. Și a fix asta îmi faci. Dacă eu nu pot să fac nimic, măcar maică s-a să-ți salveze. Cu mine a terminat-o. Îmi place, te-a învățat bine, să ții la mine. M-a bine, să băi! Ne-ai zis mai devreme că mă iubești? Ce ai zis? De mine. Îți bagi ce ai zis? Ai zis că mă iubești, acum ții la mine? Da, ce faci? Și mă bruschezi? Normal, mă, pentru... Băi, așa... Bă, de la mizeriile alea, de la mizeriile alea. Nu de la mizeriile alea, nu de la mizeriile alea. Pentru că îți bagi joc de mine și te-ai dus cu ăla. Erai calm acum jumătate de oră. Te-ai dus cu ăla, știu că te-ai dus cu ăla. Nu, acum jumătate de oră erai calm. Și nu mă mai atinge. Știu că te-ai dus cu ăla. Eu știu foarte bine că te-ai dus cu ăla. Ți-am zis de foarte mult timp. Lasă substanțele, uită-te cum te fac. Cum fac? Acum ești... Tu nu vezi cum te comporți cu mine, femeia ta care sunt de 3 ani, nu ești calm deloc. Sunt calm, sunt calm. Nu vezi cum te fac, ai nebunit. Sunt calm, vreau să știu de ce te-ai dus cu ăla. Nu vezi cum faci, nu m-am dus cu nimeni și știi și tu foarte bine chestia asta. Are fix exact același comportament ca și taicăsul. E clar, așchia nu a sărit departe de trunchi. Deci mâine, poi mâine, mor pe stradă dacă mai e atâtea. Eu vreau, voiam un viitor cu tine. Acum eu ce să fac? Ce să fac cu un om ca tine? Nu mai pot, tu te distrugi singur în momentul ăsta. Eu nu pot să te salvez pe tine dacă tu nu vrei să fii salvat. Deci ai nebunit prea mult, pe bune vorbesc. Și de asta, pentru că te-ai enervat, că m-ai văzut că m-am apucat de lucrurile astea. Exact. Ai zis să te duci cu Barbara. Nu m-am dus cu absolut nimic și știi foarte bine asta. Și mă enervează că încă insiști. Știi foarte bine că lumea pe acolo mă știe și îmi spune dacă e. Îți spune o minciună și tu îi crezi. De la prostiile astea. Hai, zi-mi cum te simți acum, că m-am despărțit de tine, dar din cauza ăstora, că mine? Asta este vina, da, eu m-am despărțit de tine. Da, tu te-ai despărțit. Pentru că ți-am zis să le lași de atâta timp, nu ce, mai suport. Ce, ai rămas cu ăla? Da, așa. Ai rămas cu ăla, da. Haide, mai spune. Așa a fost. Tu chiar crezi? Tu chiar crezi? Nu, spune-mi dacă tu chiar le crezi. Păi normal ești că okay? Cred. Văd pe fața ta că nu ești ok. Văd pe fața ta că nu ești ok. Nu vezi în ce hal te aduc? Cum m-ai găsit? Foarte bine. Cum m-ai găsit? Cum m-ai urmărit? Cum foarte m-ai bine. Asta era important pentru tine, mă învăbune. Da, mă, asta era important pentru mine, că m-ai făcut de râs. Nu te-am făcut, m-ai făcut de râs, m-ai umilit acolo. Nu, ți-am zis doar că mă despart de tine pentru că eu îți vreau binele și tu i-ai ascuns pe toți nebunii ăia. Mamă, lasă-mă în pace. Nu te mai atingi de mine. Dacă ea n-ascultă de vorbă bună, până la urmă ce să-i fac? Ce pot să-i fac? Băi, tu îți bagi joc de mine? Ha? Nu mă mai atinge. Nu mă mai atinge. Să nu te mai ating? Da, să nu mă mai atingi. De ce? Că te-a atins la seară. Pentru că ți-am zis mai devreme să mă lași în pace și să nu mă mai bruschezi. Te-a atins la seară și acum vine... Nu m-a atins nimeni și știi foarte bine. Nu zici nicio... Lasă-mă și nu mai da în mine. Nu dau în tine. Nu mă lași în pace. Ce faci? Unde te duci? Ha? Să te vadă lumea, să te vadă lumea ce unde faci. Unde să mă vadă lumea? Haide, că data viitoare dacă te mai atingi de mine, te dau și la poliție. O să ajungi vai de capul tău. Nu vezi că nu mai faci nimic? Uite-te ce am pe mână. Pe bune, asta-i faci tu, fete pe care presupui că o iubești, că nici măcar tu nu mai știi? Astăzi te zici că mă iubești și mâine că nu? Eu n-am lovit niciodată o femeie. Pentru că am văzut asta la tata. El o făcea foarte mult să sufere pe mama. Dar văd că ea mă provoacă și o să am eu act de cojoc cu ei. Ești un ratat și o să fiu un ratat. Eu nu vreau să-mi stric viața pentru unul ca tine, înțeles? Gata, ce o să fi terminat. Ce ai înțeles? Unde crezi că pleci, mă? Lasă-mă și nu mă mai atingi. Unde crezi că pleci, mamă? Nu mă mai atinge, ți-am zis. Hai cu mine. Haide cu mine. Ți-am hai zis să nu mai ia mâna de pe mine. Hai să stăm amândoi. Ia mâna de pe mine, am zis. Hai să stăm amândoi. Ia mâna de pe mine. Suntem șocați de cum se comportă Vlad cu Emma. Agresivitate, violență. Fata mai are un singur lucru de făcut, să se ducă la mama băiatului și să-i ceară ajutorul în numele iubirii pe care i-o poartă lui Vlad. Doamna Lili. Ah, te pup, Emma, ce faci, puiule? Ce faci, ță? Vă place, nu? Dar ce-i cu fața ta? Ce faci? Puteți să ghiciți? M-a bătut Vlad. Ce-ți ghici? M-a bătut Poftim? Vlad. Uitați-vă la mine. M-a bătut Vlad, am spus. Hai, fi serioasă. Te ții de glume? Deci credeți că m-am lovit singură sau ce? Eu cred că știți foarte bine ce se întâmplă. Dar fiul meu nu face așa ceva. Eu cred că să spui așa ceva, cred că știți foarte bine ce se întâmplă. Deci nu-l mai acoperiți. Eu știu ce este la mijloc. V-am spus, am mai vorbit de atâtea ori. Și ați observat toate schimbările lui. Absolut toate. Le vedeți că azi e calm, mâine este violent și tot așa. Știți ce o să facă la un moment dat? O să vină la dumneavoastră și o să vă facă ce mi-a făcut mie aici. De mine n-a ascultat niciodată, măcar de maică s-a să asculte acum. L-am scăpat din mână pe Vlad de când am avut probleme cu Tasu. Și am crezut că alături de Mitică va avea un exemplu bun. Va avea ceva de învățat. Mă, dar despre ce vorbești? De Vlad, luând... S-a schimbat total, a nebunit. Uitați-vă ce am. Mai acute cineva, nu are cine să mai audă și știți. V-am spus de atâtea ori și în privat.
V-am spus. Ce vreți să faceți? Să-l mușamalizați? Pierde! Păi, fata, tu ești conștientă. Cum poți să spui așa ceva? Fiul meu nu face așa ceva. Lăsați-mă să vorbesc. Am venit aici. E ultima oară când eu mai lupt pentru el. M-am dus și le-am spus de atâtea ori. Acum m-am despărțit de el. Acum m-am despărțit de el. Uitați-vă ce mi-a făcut. Ce vreți să fac acum, să-l ieri? Spuneți-mi dumneavoastră. Haideți, spuneți-mi dumneavoastră. Hai, mă, că nu e chiar așa, mă, cine știe ce s-a întâmplat? Mă știți de atâta timp, 3 ani. De 3 ani sunt lângă el. Am trecut prin absolut toate. Eu nu accept să-mi distrug viața pentru a sta lângă el. Ultima șansă este la dumneavoastră. Deci ultima șansă este la dumneavoastră și știți foarte bine. Vă rog, nu mai mușamalizați, căutați o soluție, ceva. Deci eu ce pot să fac acum? Ați mă duc să caut o soluție pentru iubitul meu, dumneavoastră l-aveți de atâta timp. Îl pierdeți dacă nu exagerez, mai faceți nimic. Exagerez, nu are nimic, este stresat, este un pic timorat situația asta și cu tatăl nostru. Licența el nu o să mai dea, din cauza anturajului. Deci nu-l mai mușamalizați, că nu mai pot. Deci fiți atent, în momentul în care o să vă asumați că al dumneavoastră copil a ajuns în halul acesta, atunci o să și faceți ceva pentru asta. Până atunci, dacă ascundeți, cine își dă seama? De când a dat de bărbatul ăsta plin de bani, nici măcar nu mai ajută pe fiul, de fapt. Pe ea o interesează stabilitatea ei. Dacă s-ar ști că fiul face ce face, îmi pierd locul de muncă, îl pierd pe mitică, pierd tot ce am câștigat în ultimul an. Emma, tu știi că eu te iubesc foarte mult pe tine, dar eu nu îți permit ca să vorbești așa de fiul meu. Așa ceva este imposibil. Vlad nu mai poate să facă așa ceva. Încă îl acoperiți, de ce nu vă asumați? Așa a ajuns. A avut un exemplu prost, să zicem, da? Tatăl lui. Știți foarte bine prin ce ați trecut cu tatăl lui. Uitați-vă la mine, acceptați eu ca femeie să fiu tratată la fel cum ați fost tratată dumneavoastră? Ați plecat imediat, da? La a doua palmă ați plecat. Eu de ce aș rezista acum? Ce ați putut să faceți? Cum mai că să n-ați putut să vorbiți, da? Când a fost treaba de soțul dumneavoastră. N-ați putut să faceți nimic. Eu acum am venit să vorbesc cu dumneavoastră. Am venit să caut o soluție. Haideți să facem ceva împreună, pentru o ultimă dată, când mai pot. Pentru că el, dacă se mai atinge o dată de mine, eu nu pot să mai rezist. Eu o să dau la poliție la un moment dat. Următoarea dată, eu acum iert. Pentru că știți că îl iubesc foarte mult. Așa cum o iubiți dumneavoastră pe mine, vă iubesc și pe dumneavoastră și familia dumneavoastră, mai ales pe poate el. Poate nu e așa, atunci. Emma. Voi trebuie să știți ce mai bine adevărul sau poate tu-ți imaginezi. Ce credeți că mi-am făcut aici? Vă rog, poate a avut un fel de nervi, l-ai supărat. Eu l-am supărat că l-am prins cu anturajul. Cum credeți că l-am prins? Eu spunându-mi iubita mea ce mult te iubesc și m-am dus și m-am lovit singură? Pe bune! Cum puteți să nu-l vedeți? L-ați văzut? Știți că a furat bani din casă. Știți ce a făcut, da? De ce l-ați acoperit? Îl acoperiți acum că mă vedeți pe mine așa, după ce ați trecut prin aceeași chestie? Mi-e milă de Emma că a bătut-o. Știu cum e. Dar nu am cum să spun. Că dacă spun, viitorul nostru este compromis. Deci după ce mi-a făcut, eu trebuia să mă duc la poliție. Este ultima dată când mai accept așa ceva. Asta este ultima dată când v-am mai spus ceva. O să-l pierdeți. Atât. Este momentul ca Lily să se trezească. Tot ce i-a spus Emma este adevărat și ea știe deja, dar nu recunoaște. Nimănui în locul ei nu i-ar fi ușor să o facă.